It was at this moment that he knew he fucked up. Ce se întâmplă cu curier de top? De ce nu mai postează? S-a lăsat delivery? A făcut accident? Care mă treabă cu el? Ei bine, haideți să vă explic înainte ce înseamnă curier de top. Curier de top nu este o persoană. Curier de top e un stil de viață. Vulturi pe două roți, gata să cucerească efectiv orașul, tot ceea ce ține, străzi, alei, efectiv bulevarde, autostrăzi. Suntem aici, o facem cu plăcere. Și nimeni nu poate să ne oprească, nici măcar șoferii de duminică. Puteți să ne șicanați în trafic, puteți să ne tăiați calea, dar nu puteți niciodată să ne opriți să mergem pe două roți. Indiferent de ceea ce veți face voi, șoferi de duminică, nu o să puteți să ne opriți. Singura cale de a ne opri pe noi să fim liberi, voi șoferii de duminică, singura cale să ne opriți pe noi este să ne băgați 2 metri sub pământ și asta nu se va întâmpla niciodată, pentru că suntem prea atenți. Inconștiența omoară, dar prostia doare. Fiți atenți. Fiți atenți în trafic și lăsați naiba odată telefoanele alea. Puteți salva o viață. Băi, cum ai trebuit dacă ai intrat la mine? Ești de bun? Ce mă fac? Later. Made a choice, now it's too late to return.